Numele meu este Radu și astăzi facem un video de Clash Royale în care vom juca Clash Royale. Bineînțeles că dacă videoclipul e cu Clash Royale, ne jucăm Clash Royale. Na, IQ 205 de acum. Deci, facem un video Clash Royale în care vreau să vă arăt cam cum joc eu și cam asta cam prin video, nu chiar primul video, deoarece avem deja primul video pe canal, deci cam da, aia e faza. Asta ca să nu mă stăm mult la vorbă și să îi dăm drumul la video. Revenit. Asta că băieți, să vă arătăm mai întâi decul. Deci avem asta, bărbat de level 9, foarte ok. Mini PK de level 8. Nu e foarte bună, dar e destul de bună, dar se poate mai bună. Skeleton Army de level 8, prost. Witch de level 9, pe care va trebui să facem level 10, până să avem și gold. Goblin Barrel de level 9. Poison de level 8. Și destul de bun, deoarece o să omor balon destul de ușor. Baby Dragon, nu e cea mai bună carte, dar totuși e de level 8, pentru că am jucat campionat. Inferno Tower, da, chiar folosesc Inferno Tower pentru să anihilez golemul. În rest avem asta un Goblin Giant, pe care putem să îl avem la boosted. Nightwitch-ul, Ren Rider, singurile mele legendare, mai sărac. Prins de level 9, pe care nu pe-l mai folosesc. Așa, al doilea, un fel... cam decurerea mea de. Deck-ul pe care îl folosesc cel mai mult este acesta, pentru că e cel mai bun deck. Și da, așa că să începem cu meciurile. Și noi ce facem. Am jucat un meci la Tiny Camp și am văzut că cele mai bune conte pentru mine sunt cele de level 10, deci da. Având în vedere că au level 9, nu prea mă sperie. Așa facem noi chestia asta. Rămânem cam pe minus cu elixirul, dar ne apărăm. Față de ei, nu știu ce să zic, mai prost pe apărare. Na, nici eu nu prea duc foarte bine. Zepul ăla... adică, Zepul în ce arenă se ia acum, că... Zeku parcă lua în Electro Arena sau ceva de genul, parcă așa se numea. Acum ce are Mesia, că din ce am auzit, s-au mai schimbat aici câteva arene, s-au mai schimbat câteva cărți. Da. Tare rău de tort. Hai să mă ia pe Goblin. Clipa. Ok, la Papa Witch, că durează 8 secunde poison-ul. Vedeți? Eu știu, bă, creier și nu prea. Na, e nou faptul că sunt vorbit și majoritatea că sunt vorbit. Da. Dacă s-a avut domnul să mai exist, cu toate că nu, că n-am fost tărâi de când eram mic. E o poveste mai tragică pe care nu o pot spune pe YouTube, că risc să-mi închidă canalul ăștia. Bine, nici chiar așa să-mi închidă canalul, că nu chiar acolo nici ceva din ăla ce nu postem spune noi pe YouTube. Na, nu pot, nici acum nu o să spun ce nu putem spune pe YouTube, deoarece nu ați mai avea un canal închis. Mi-am închis YouTube, deja mi-am închis 5 canale, m-am mulțumit cu atâtea, n-am nevoie de mai multe. Sunt mulțumit cu 5 canale, da? YouTube nu mai... Gata, YouTube mă lași pe mine, pe aceea nu mi-am pierd să mai scot, pierd canale, alte canale. Da? Așa că
Da. Asta cu YouTube, pentru că nu mai vreau să mai fie toate alte canale, n-am să spun acele cuvinte, nu fac acele lucruri. Caze, manca, manca. Ia uite mă, ce drăguț, ce frat patriot. Mă, să ce ai făcut cu Tesla până acum? Băi, deci ce sunt curios, asta de câte ori folosit Tesla? O să punem pauză la video, ca să nu mă mai lungesc eu cu videoclipul. Am revenit, mai dăm un meci. Am găsit destul de greu meciuri. Cam prost, dar aia e. Se poate și mai rău. Hai, fac eu. Fac eu, mă. Tace. Faceți-vă că n-ați auzit acel cuvânt pe care l-am spus acum. Cu toate că o să-l urez la filmare, la editare, niți-mă. N-am mai filmat de mult. Na, am ceva timp de când n-am mai făcut un canal de YouTube. N-am filmat de mult timp și am câteva emoții. De ce dai pe Inferno? Tu pleacă cu prințesa aia de level 10 nesimțită și urâtă. M-am săturat de prințese. De fiecare dată, în fiecare meci dar de una din ea. De ce naibii toată lumea joacă prințesă? Nu înțeleg. Chiar așa de OP? Ei bine, nu. Eu când o folosesc nu mă ajută cu nimica. Scheletonar de acolo. Punem pe partea asta un mini PK. Pe partea asta, nu pe cealaltă. Hai că facem asta. Și pe partea asta vedem cu ce ne-ar putea folosim Baby Dragon sau Barbar de level 8. Dacă e nevoie folosim Barbar. Da, Barbarul trebuie să punem pe partea asta. E bine că avem... Da, Baby Dragon ceva de mici. O să-i punem, în afară de Baby Dragon, punem și aici Goblin Barrel. Așa conștient că nu am pus acel Inferno. Chiar sunt curios, când pus Inferno ăla, ce se gândi el? 100% nu prea se gândi foarte mult, nu? E bine, să pune Inferno acolo. Înțeleg că poate nu se putea să te gândești, dar îți dai seama că bă, ceva nu se leagă, n-are cum să pui acolo Inferno pentru barbari. Ceva nu se leagă acolo, nu se leagă, nu convine mie. Bun. Ne băgăm, jucare încă dacă am toxic, dar aia e, nu spuse nimeni nimic că n-avem voie să fim toxic sau altceva. Jucăm și noi cum putem, elegant, cât de cât. Că avem nevoie să upgradăm, cu toate că poate trebui Inferno să-l upgradăm. Practic New Deck, Level 2, Special Challenge. Acum ce simte și eu în planul ăsta, că înainte nici naiba. Hai să mai jucăm niște meciuri. Mă, ca să facem și așa zile de 20 de minute, ca să se uite lumea la ceva. Ok, what the fuck. Nu v-am pus oricum n-ai ce să ne facă task. Bă, deja, deci, având în vedere că văd care... Cum spune? Având în vedere că văd care
cartea asta în deck. Dar care cartea asta în deck? Eu cred că e slab. N-ai cum. Cine n-ai de folosește cartea asta în arena asta? Răspuns, acest tip. Lasă-ți-mă să se bucure și el, că mă arăt un loc în turn. Oricum n-are șansă să mă bată. Ce-ai spus că n-are șansă să mă bată? Uite, uitați cu ce deck joacă omul. Pe partea asta, PK sau bărbați, până switch. Păi, n-am cum să-l pierd meciul ăsta. E prea easy. Deci e mult prea easy meciul ăsta. E cum poți sunt acolo. Păi nu, meciul ăsta e mult prea easy. Prea easy. O să-mi iau un turn, dar oricum tot o duc mai bine decât el. Și pe demne și pe alte capitole. Aici n-am. O lăsăm să ne bat, să se bage pe turn. Aici direct îi punem... Aici, ca să nu ne ținem mult avantaj. Și aici poison. Poison, frumos. Păi nu, n-are cum să mă bată. Eu spun asta că n-are cum. Chiar dacă mă are acum low, tot nu o să-l bat. Na. Mă are cât a luat acum. Că nu credeți că pare foarte mult avantaj. Bă, hai să zic, nu chiar că mă are cât a luat. Mă are ceva low, dar totuși. Dacă... Spamez ca obsedatul la care se pot să iau în turn. Păi, nu-i da. De bătut oricum ea să mă bată. Asta pe mine să mă bată. Păi, nu uitați cât de slabă e. Asta pe mine să mă bată pe bune. Visați. Visați ca să mă bată pe un gigel din ăsta. N-are cum să mă bată. Părțile sunt mâna mea. Nu știu aia, adică... Fără... Ce combo folosește el și nici nu-i bun combo-ul lui. Adică dacă voi spuneți cum bate ăsta cu combo-ul ăsta... N-are cum să mă bate ăsta el. Eu refută că ăsta mă poate bate pe mine. De costa. De costa de 2 bani. N-are cum, deci. Oricât de bună, n-are cum să bate pe mine cu de costa. Poate doar prin noroc. Dar n-are cum. Hai, dăm un good game, că zică foarte bine. Al bătui. Aplauze. Dificil meciul. Dificil. Golem sau Hunter. Golem. Eu zic Golem. Deși nu prea zic Hunter, nici Golem. La început jucam Golem, făceam Golem, Skeleton, Army, Siege din spate. Ok. Pe bune?
chiar așa? Ce pui mei? Bă, bă, deci nu suport când efectiv îmi dă coechipieri, nu, coechipieri, adversari cărați sau adversari slabi. Dar nu suport nici când îmi dă jucători foarte mai buni decât mine. Pentru că nu mi se pare corect să-mi... Adică în momentul de față eu sunt mai bun decât ăsta și ăsta e cărat. Se vede la cum joacă cărat. Și efectiv, nu vreau să pierd meciul, adică orice ar fi, nu m-aș lăsa bătut. Dar nu-i corect, nu mi se pare corect. Măcar dacă îi dădea pe unul mai de nivelul lui, așa, adică la fel ca el de arena asta, dar mai de nivelul lui. Nimeni mi se pare foarte corect, adică gândește-te că tipul ăsta ori cărat, ori nu știu, că n-are cum să ajungă în arena asta și să fie să de pârnaie. Nu vedeți că mai avea un pic și-mi dădea fireball-ul ăla pe turnul. Acum te sedești, dar zic înainte. Nu, niciodată mi-a plăcut să văd. Mi se pare incorrect. Și nu-i corect pentru jucătorul. Adică, what the fuck? N-am să zic nimic la asta sau. Păi nu mi se pare corect meciul, dar aia e. Soarta. Deci nici mie nu-mi convenea când dădeam de alții mai buni ca mine. Easy. Cu toate că n-am de ce să mai zic easy în momentul de față, că uitați cu cine am dat în meci. Deci uitați-vă ce deck avea omul. Bă, deci omul avea... cred că avea deck apă pe default. Ce aș zic apă pe default? Că chiar că are default. Ești prost? Decul lui. Cam să... chiar sunt curios, tipul ăsta joacă challenge, ăsta face challenge-uri? Nu, adică, asta fa... eu cred că ăsta face challenge pe YouTube, că nu-mi explic de ce, și de cum, și de naiba, și de... Nu înțeleg! Alt prost, Valeria, și ăsta e român. Românca, scuzați-mă. Să nu vină copii de săptămâni și să zică că sunt prost. Mai de capul meu, bă, cum naibii, mă, sunteți doi barbar și sunteți de... nu puteți să vorbim, uriaș de level 7. Bine, giant, na. După aia se găsește un om să zică în comentarii și zice giant, mă, prostule. Băi, să mor eu dacă vă zic muschetarea aia acolo, că zi, îmi venea să zic, unde n-ai de să duc și barbarii mei? Aoleu, e tare jocule. Clash Royale. Joacă-te în momentul de față, 100% nu vei regheta. Cum n-ai să nu regret când joc jocul ăsta? Nu vedeți ce incorrect e? Ok, deci am să pun pauză din momentul de față și am să revin cu Magical Chest-ul. Băieți, din păcate n-am putut filma când am deschis Magical Chest-ul, așa că... am să o las cu filmarea în care am deschis Magical Chest, așa că o puteți vedea în acest moment. Ok, al doilea meci în care încercăm să luăm lighting.
cam toxic, cam toxic. Dar nu ne dăm cu părerea chiar foarte repede. Da, da, focăm toxic la faza aia, adică o combinație toxică, dar nu ne plângem de milă. Suntem un avantaj. Proastă decizie să pui acel wizard acolo. Proastă decizie și să pui acei. Are freeze, 100% are freeze. Ce v-am spus? Ar fi fain dacă ar băga o carte care să dea contra la freeze. Nu știu. Poison tu se poate să topească gheața aia. Bă, ăsta e ca să ai niște bărbat. Level 8. Chiar sunt buni. Adică și eu mă bărbat de level 8 și folosim foarte mult. Barii de level 9, eu pot să zic că sunt destul de overpowered. Adică, ce spun că sunt destul de overpowered? Chiar sunt overpowered. Până la urmă, sunt barbari, ce naiba. Să dea damage. Are freeze. Nu știu, nu știu. Deci îl folosește aici. Degeaba că... Și... alt match. Mod game. Să nu se supere pe noi. Al omilea chinez pe care l-am bătut. Îmi place când bat toți chinezii ăștia, că le fac în ciudă. Și deschidem și acest lighting. Gold. Nu m-am dat. Snow pe Zep. Zep is bune, bune cărți. Și 2 pe Witch. Pe o carte pe care o folosesc. Bun. Electrodragon, mai de capul meu ce bine. Două cărți noi. Să mai folosesc pe capitolul gold. Da, Electrodragon, foarte OP. E nu chiar foarte OP, dar totuși destul de bun. Hai mă, nu știu că-l faci ce de level 4. Mai făcut niște elixir, o să mai dăm un meci de final și vom finește episodul și poate revenim cu altă arena. Ne băgăm cu tacă. Frumos, elegant, cât de cât. Frumos, elegant, cât de cât acolo la rafinat. Hai că sunt un mare avantaj de damage. Level 9, pot să-i casă. Dificil pentru mine de a câștiga acest. Sperăm că avem... Ce mă? Ok. Să mor dacă mă așteptam la asta ceva. Cine naiba joc cu cart asta? Ok, înțeleg că e destul de bunicică game-ul de aia de bunică, așa. Barbarians, m-aș aștepta să aibă ceva spell în deck. Nu știu ce ne folosește. Bine, poc. Și alcasii ăia sunt destul de buni. Mă gândeam, trebuia să aibă Valkyrie, era pe imposibil să nu aibă. În arena asta să nu ai Valkyrie, e destul de greu să joci. Chiar mă așteptam să aibă ceva de genul. Deci era pe wow dacă n-avea.
Sunt destul de rău pe turnuri. Mai ce bine pus mine pe ăla. La fix. Chiar e destul de greu să vezi fără... Poison. O lăsăm și noi pe la aici. Mai de cap, bă, e prea slab băiatul meu. Băiatul ăsta e prea slab. Ăsta e cărat, bă, e prea slab. De cu care joacă. E un deck foarte bun și deck-ul lui e mult mai bun ca al meu, dar păcat că el e pro și nu știe să joace cu deck, să-și facă deck-ul. Nu zic. Bun. Nu, mai are cum să mai am întors. Lasă-o cu aia, lasă-o moarte, lasă-o. N-are cum. Bine, mă, în ultima secundă, că era să-mi dea un hit. O, ei, na, măcar să nu fie... Envantoris, adică enervat. Mie, cu toate că nici nu știu ce spuse acum, dar, în fine... Bă, eu am fost Radu, sper că v-a plăcut acest episod de nu știu câte minute are. Asta că eu am fost Radu, voi ați fost urmăritorii mei, abonații mei. Asta că nu vă mai stau foarte mult la discuții și pa, pa!